Dragii mei, m-am întrebat de nenumărate ori ce ar fi lumea fără bărbați. Vă spun eu, lumea ar fi plină de femei fericite și grase. Eu, de exemplu, azi dimineață nu este zi de la Dumnezeu să nu fac cântarul. Îmi place să mănânc și să cânt. Să mănânc și să cânt. Și de câte ori cânt, bărbatul meu iese pe balcon ca să vadă vecinii că nu mă bate. Să știți că eu când m-am căsătorit, mi-am dorit din tot sufletul să îmbrac o rochie de mireasă albă. Bărbatul meu a zis, nu, roz. Zic, nu, nu vreau roz galbenă. Și zice bărbatul meu, cel mai bine alb. Alb si de fapt. Păi zic, nu vreau alb, vreau roz. Nu, alb! De ce? Ca să te asortez cu mașina de spălat. Eu când m-am căsătorit, am vrut să fac nunta doamnele mele la cort. Bărbatul meu la restaurant. Eu la cort, el la restaurant, eu la cort, el la restaurant și zic, haideți mă, să ajungem la un numitor comun. Am pus cortul pe restaurant și am scris mare să poftească maimuțele. Știi ce a zis soacra mea când m-a văzut prima dată? N-a zis nimic, vreo 15 ore a stat în comă. Și când s-a trezit, i-a zis lui bărbatul meu, bine mă, te-am crescut ca pe o floare să te însori cu capra asta, dracu, cu părul din cap. I-am făcut o surpriză soacrei mele. Când m-am căsătorit, n-am fost. Dar se mai întâmplă, să știți. Anul ăsta se poartă miresele bete și soacrele virgine. Ăsta, invers. Invers, mă scuzați. Știți că întotdeauna vreau să vă dau un sfat la fetele astea tinere. Aveți grijă, mămică, că se spune că fetele astea mici, de mici, de 19-20 de ani, sunt ca și copiii de un an, ce iau în mână, bagă în gură. Nu-i frumos? Eu am o prietenă de-a mea, să știți că bărbații, ca și pantofii, se cumpără la măsură. Da? Am o prietenă de-a mea care s-a măritat cu unul de 90 de ani și a dus seama cu mine. Și după ce care 90 de ani, o și înșală și zic, dobitoaco, tu știi că ăsta te înșală? Ce da? Știu, știu că mă înșală. Știu cu cine mă înșală. Știu unde mă înșală. Nu știu cu ce mă înșală. Și acum vreau să fac o dedicație specială pentru toate femeile plinuțe care depășesc 78 de kilograme.